Bine v-am regăsit, dragii mei, dragile mele. Vremea ne pune întotdeauna în dificultate și de vreme depind o mulțime de lucruri. Când se schimbi cauciucurile de vară, când să ți le schimbi pe cele de iarnă, când să-ți cumperi casă, când să-ți plantezi o mulțime de lucruri în curte, când să pleci în vacanță și cum să-ți planifici o vacanță din timp. Foarte mulți m-au întrebat în momentele în care prezentam vremea, cum sunt în concediu de maternitate, dar vă asigur că sunt foarte bine informată. Și asta pentru că știu de unde să-mi iau informațiile. Toată lumea mă întreba cum o să fie vremea peste o lună, peste 2 luni, peste 3 luni. Este foarte dificil să afli, sunt șanse de 65-70% de a se adeveri prognozele acelea date pentru 3 zile făcute de Administrația Națională de Meteorologie. Imaginați-vă că pentru o perioadă mai lungă de timp, șansele de a se adeveri și de a avea dreptate cei de la ANM sunt destul de mici. Le pot nimeri însă cu siguranță. Administrația Națională de Meteorologie, vă spuneam că elaborează prognozele cele mai sigure, acelea de 3 zile. Sigur, vă puteți lua datele și de acolo, dar mai sunt și alte site-uri interesante de unde vă puteți lua informații cu privire la vreme. Mai este Romanian Wonderground, un site foarte interesant, de asemenea AccuWeather pentru destinațiile externe, care au niște prognoze destul de bune. Nu găsiți text pentru fiecare parte, așa că va trebui să învățați să citiți informații date acolo. Doi stropi de ploaie am văzut în anumite simboluri, reprezintă ploi slabe. Trei stropi de ploaie, dacă vedeți în acele simboluri care seamănă cu niște emoticoane, înseamnă că va fi o ploaie abundentă. Așadar, vă recomand, intrați pe Romanian Wonderground, intrați pe site-ul ANM-ului pentru destinațiile interne, iar pentru destinațiile externe, cel mai sigur, cel mai bun site pe care l-am descoperit pentru a vă informa în ceea ce privește datele meteo este AccuWeather. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață!